Un bărbat de 31 de ani, locuitor al orașului Taraclia, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de un omor săvârșit cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice. Polițiștii din Taraclia au fost sesizați la 19 decembrie despre faptul că într-un câmp a fost depistat la sol un bărbat vizibil cu leziuni corporale. La fața locului au stabilit identitatea victimei, un bărbat de 52 de ani din aceeași localitate cu semne de moarte violentă. În urma măsurilor speciale de investigații, bănuitul a fost reținut, acesta se ascundea la o stână din preajma orașului Taraclia. Audiat de polițiști, suspectul a declarat că motivul săvârșirii infracțiunii ar fi un conflict mai vechi cu victima, și anume că oile pășunau pe terenurile lui. Mai mult, pentru a-și ascunde urmele infracțiunii, suspectul și-ar fi ars hainele cu care era îmbrăcat când a comis omorul. Continuarea măsurilor speciale de investigații și urmărire penală, polițiștii au depistat cuțitul cu care ar fi săvârșit infracțiunea. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de infracțiune riscă închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.